începem noul vlog. Ne mergem la școală. Astăzi este ziua mamelor din UAE, adică la grădiniță o să facă. Normal este pe 21 și combinată cu 8 martie o să facă ceva pentru mămici. Așa că merg împreună cu Victor și o să rămânem, o să avem ceva activitate împreună, nu știu, poate să filmez aici, dar nu poate, dar sigur o să filmez aici. Eu m-am îmbrăcat cam așa, mi-am luat și tocuri astăzi și așteptăm liftul, vine cam greu. Și nu v-am arătat că nu cred că v-am arătat, mi-am făcut unghiile ieri. Alaltă ieri. Stai că m-am pierdut deja în spațiu. Noi am ajuns, suntem în clasă și Victor îmi face un interviu. Iată, acolo întrebări și o să trebuiască să răspund. Este foarte drăguț și mi-a dat și o felicitare. El singur a scris. Iată. Victor, tu ai lipit pe felicitarea asta soarele? Da. Da? Bravo. Și tu, la ce crezi că sunt bună? Deci să mergem pe jos până acasă și ia uitați-vă ce frumos. Am descoperit un traseu nou, așa că o să mergem pe aici. Uitați ce frumos. Fetelor, am venit pe jos. Oficial declar vara aici, pentru că mi-a fost extrem de cald. Sunt toată transpirată. Trebuie să merg acasă să mă dezbrac. Și voiam să vă spun că, plimbându-mă, ops, mi-au căzut astea. Gata, cu încălțămintea asta nu știu ce să mai fac. Cred că atât a fost să fie cu încălțămintea asta, pentru că nu știu unde să merg aici să-mi pun chestiile alea. Nu știu cum în română, nu mă întrebați. Sunt toată obosită. Mă duc acasă, mănânc ceva și apoi la 2 mi-am reprogramat dentistul. Fetelor, material exclusiv pentru vlog, pentru că încă nu am postat pe internet. Am făcut o pereche de cercei, de fapt, un cercel din pereche. Pe asta l-am terminat, arată foarte drăguț pe ureche. O să arăt perechea pe mine atunci când o să termin și al doilea. Acum foc după Victor. Și cam așa arată zona mea de lucru și voiam să vă spun că am nevoie neapărat de o masă pentru mine, pentru că eu, de exemplu, acum trebuie să merg după Victor, eu nu pot să las toată asta aici, pe masa normală, și să plec. Trebuie să strâng și după aia, când vin, nu mai am chef să le pun iar. În fine, ați înțeles. Gen să fie totul la locul lui. Am venit cu prietenul lui Victor. Ei sunt din Turcia și ne-am prietenit, pentru că eu o cunosc puțin. Înțeleg, dar nu prea vorbesc deja. Am uitat și am venit cu ei împreună cu deci 3 familii am venit. A fost haos, copiii au râs, s-au distrat și acum mergem. Haide, puiu. Mergem la magazin să-i luăm scutece la vinii. Haide, puiu. Și mai trebuie să luăm încă ceva. Scutece, lăptic pentru Lavi și orez, dacă nu greșesc, da. Dacă piciorul tău poate aici, yeah. Ar vreau luatul. Ups, sorry. Încearcă să-l pui să ajungă. Ia uite. Luatul. Fetelor, eu am ieșit să prind taxi și nimeni nu vrea să se oprească. S-a oprit unul singur care
agonea până a ajuns aici. Am ajuns. La timp am ajuns. Fix cu 20 de minute înainte. Aștept să mă primească și să îmi facă ceva la dinte, pentru că, apropo, mi-am scos machiajul de dimineață, pentru că nu-mi place când îmi lucrează dintele și am machiaj. Mi-a picat un... Deci a meritat să-i refuz la taximetristul acela să merg, pentru că mi-a picat un domn care a mers extrem de liniștit. Eu am o problemă cu taximetriștii aici. Nu suport când gonesc și vede mașina în față și oprește în ultimul moment. Eu asta nu înțeleg. Am aici dentistul și după care fug repede la spitalul de lângă noi ca să mi... La dermatolog am nevoie. O să vă povestesc. Ia uite! Nu punem mâna pe ea. Nu punem mâna. Clica mările și aia în față. Nu punem. Vavi. Iar pisicile. Îți amintești că Vavi a făcut-o? Da. L-am luat. Aha. Așa pare. Noi mergem la aeroport. Lavi. 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 Face scandal. Hai să... Hai, uite, vine taxi. Vine taxi. Gata. Pleacă bunii. Oh, plouă! Ah! Haide, haide! Plouă! Bunii cu puișorii. Pești! Am ajuns la aeroport. Și hai să vedem. Noi am ajuns, v-am zis, la aeroport. Eu n-am mai filmat pentru că... am fost la dentist, după care mi-a rezolvat cu măseaua și apoi am venit cu un taximetrist. Măsea. Cu un taximetrist. Mi s-a rupt un dinte, o măsea. Da. Și credeți-mă, am slăbit 10 kg cu el, pentru că a fost oribil. A mers oribil, a condus oribil și... După care m-a dus la celălalt spital de lângă noi. Am mers la spital, mi-a dat o cremă, încă o aștept. Pare că mâine o să-mi vină comanda de la farmacie, pentru că mi-am lăsat adresa și vine acasă gratuit. Bunie este acolo, da. Și ce am mai făcut? Am mers și am luat protecție solară pentru corp, pentru copii și pentru noi, pentru că o să mergem la plajă, cred că sâmbătă, nu știu. Copiii așteaptă pe bunii să-și facă check-in-ul. Da, check-in-ul. Și apoi o să plece bunii sau cred că o să mai stăm la o cafea și apoi să vedem după timp. Și apoi mergem acasă noi, da, apoi? Pleacă bunii? O să-ți fie dor de ea? Da. Da, o să mergem și noi la ea și o să vină și bunii Virginia de grabă. Foarte de grabă. Da. Tu vrei la mine? Mami nu are voie. Mami are bubiță aici. Tu știi că mami are bubiță aici? Tu știi? Victoria, noi am venit la Starbucks și ia uitați-vă ce pahare mișto au acum de Ramadan. Și asta am comandat noi. Asta e pentru Lavi, asta e pentru bunii, asta e pentru Victor și mami, tati. Hai spune Lavi, hai, ce are mama? Buba. Are buba? Unde? Buba ale? Are, da. Dă-i pupic lui bunii, dă-i. Hai, dă-i pupic. Și cu minte. Lavi, pa, spune pa, Lavi, bunii. Ia te bunii, pa. Pleacă. El nu se lizi, cine pleacă. Cădă, bătă, bătă.
Bună dimineața, fetelor! Continuăm vlogul de ieri. Eu încă nici măcar nu m-am pieptănat, dar mă apuc de treabă, m-am aplecat și toate treburile sunt pe mine, așa că eu am motivația necesară de a face curat, n-am făcut de mult asta, așa că ușor, ușor o să mă apuc, am hainele de strâns, am jucăriile de strâns, masa și după care vreau să fac în liniște, de exemplu să fac bijuterii sau ceva. Astăzi la noi este sâmbătă, mai trebuie să fac comandă de produse pentru că nu mai avem, pe parcurs vă arăt oricum ce fac și ce. Iar bijuteriile le las un pic pentru mai târziu, pentru că nu pot să lucrez dacă am totul haos în jur. Am pus deja o mașină la spălat, am făcut micul dejun pentru toți, copiii au mâncat, eu am mâncat, tati doarme, el a lucrat până târziu ieri. Mă la jucăriile astea și nu știu ce să fac cu ele, sincer. Nu știu cum să le pun. Eu am vrut să-i fac la vinii o zonă acolo pentru jucării, gen când asta o să plece, când o să luăm mașina de uscat, să fie acolo așa o zonă de jucat, dar mie spațiul acela îmi trebuie pentru o masă de lucrat. Așa că eu deja mi-am pregătit designul pentru chestia asta. Doar trebuie să comandăm când o să avem posibilitatea de mobilă și cu asta nu știu ce fac după. Mă gândesc masa, sorry pentru masă că este haos, masa să o pun așa și acolo să fac zona aceea. O să vedem. Florile deja, lalelele trebuie să aruncate și să mai strâng de pe aici ce mai am eu. Sunt în principiu chestii. A, nu v-am arătat. Ieri am luat protecție solară pentru copii și era 1 plus 1 gratuit. La celelalte branduri care sunt cunoscute, de exemplu la Roche-Posay sau Aven, era 2 plus 1 gratuit, dar să vă zic că prețul nu diferă. Iată, 149 costă 1 și 100 era în jurul de 145-195 celelalte de la Aven și la Roche. Și am decis să iau așa, să încercăm. Totuși nu este, nu cred că este un brand necunoscut aici, cel puțin, având în vedere că se vinde la așa un preț. Așa că eu o să folosesc aceste protecții solare pentru noi și pentru copii, pentru că data trecută când am fost la plajă a fost haos. Nu știu dacă v-am arătat, dar cred că v-am arătat acest suculent. Foarte bine arată. Nu am găsit ce să-i pun de desubt ca să nu curgă apă, dar deocamdată e ok așa. Așa, eu m-am apucat de treabă. O să vă arăt pe rând, pentru că acum copiii sunt afară și nu-mi încurcă. Dar ca idee, am întors masa așa și am pus acolo jucăriile, să nu se vadă. În principiu nu se vede. Și aici vreau să golesc tot. Pentru că aici urmează să luăm televizorul cu comoda și acolo o masă pentru mine. Și cred că am eu un plan să punem o poliță sus. O să vedem. Vai, m-am așezat și tare bine. Am picat, pur și simplu. Acum vreau să aspir covorul acesta, să-l scot, să dau un pic la o parte canapeaua. Nu este greu de dat la o parte, pentru că o împing doar așa un pic și să aspir. Cred că mai greu este covorul care trebuie tras. Am puteri, sunt în forță și pot să fac asta. Nu am cercei, da, mi-am pus cercei, mi-am scos pe cei de aur ieri și am purtat alții, de asta n-am reușit să-mi pun. Mi-am întins hainele, mai am o mașină, acum s-a spălat cu lenjerie de pat,
O să pun ce o să încap aici, ce nu o să pun pe ușe, uși, pentru că nu am ce face. Copiii încă sunt afară. O să vină, o să mănânce. Și neapărat trebuie să fac o comandă de produse. Am zis asta, cred că am zis mai devreme, mai dimineață. Acum este, nici nu știu cât de ora, dar simt că mă ia o răceală, nu știu de ce. Simt așa nasul și vorbesc pe nas, parcă. Da. Acum stau și mă gândesc, cred că masa asta la Viniei, deocamdată s-o pun aici, pentru că încă nu avem comodă TV, încă nu avem nimic aici și să nu stea așa. Dar vedem, imediat mă gândesc. Nu știu unde să-i pun jucăria aia, mai are acolo. Astea o să le pun, astea o să meargă cu noi la plajă, chestiile astea mici. Asta în camera noastră, acolo e gunoi, o carte de-a lui Victor, în fine. Trebuie să strâng aceea, trebuie să duc și o să fie un pic mai clar aici. Dar ca idee vreau să-i fac zona asta ei, nu știu cum, sau să mut cu locurile, cred că așa e mai bine, ca să aibă mai mult spațiu pentru măsuța asta ei. Cred că așa e mult mai bine, deci toate jucăriile o să fie aici. Vreau să-i comand un covor din ăsta de spumă pe jos, să fie aici așa. Cred că masa asta se poate un pic de mișcat. Când o să fie curat acolo, o să arate altfel, clar. Și o să mă gândesc eu, poate o lustră aici faină care să vină așa deasupra mesei, vedem. Dar în principiu nu mă deranjează. E cam lungă, ce-i drept. O să văd ce zice și Tudor. În principiu, pentru mine este ok. Nu-mi place că e colorat aici, dar nu ai ce să faci. Mai vreau aici niște tablouri. M-am apucat de treabă eu. Și aici vreau să fac neapărat zona asta ca să arate cumva. Vreau o floare de cameră, vreau un lampadru, oare? O lampă din aia așa pe jos care stă. În fine, am planuri. Fetelor, la noi este deja noaptea, este 12 aproape. Eu mi-am făcut duș, mi-am făcut rutina, m-am făcut și cu reclarul, de asta sunt așa roșie. Acum mă duc să pregătesc totul pentru mâine, pentru că mâine mergem la plajă, o să filmez de acolo neapărat. Și mergem împreună cu prietenii noștri din Belorusia. Sper că nu s-a trezit Lavi. Vreau să vă spun că n-am mai filmat nimic pentru că am terminat perechea de cercei, am făcut curat, am făcut tot ce trebuia, mâncare, am mâncat și așa mai departe. De asta nu am mai filmat nimic pentru vlog. Iar eu acum vreau să mi-au rămas bun de la voi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și în acest videoclip și ne revedem în următorul filmuleț. Fug repede să pregătesc totul necesar pentru mâine. Apropo, am urcat și vlogul. Mâine o să iasă pe canal, deci am pregătit totul. Doar trebuie să se facă în HD și gata. Așa că, vouă, vizionare plăcută! Sper că ați văzut deja vlogul trecut. Pentru cei care nu l-ați văzut, să vă întoarceți să vedeți. Și acolo sunt momente drăguțe, mai ales finalul este atât de drăguț când Lavi mănâncă înghețată. Și mi-am dat seama, apropo, că nu am filmat încheierea la celălalt videoclip. Îmi cer scuze pentru asta și am mai văzut că am făcut o greșeală când am pus spațiu la în următorul videoclip, dar sper că se înțelege. Nu a fost intenționat, dar deja am salvat video și de asta n-am mai modificat nimic. Eu vă mulțumesc, vă pup și ne revedem! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine.